La mulți ani! Cu tort și cu voie bună, rudele, prietenii și vecinii l-au înconjurat pe eroul lor. Trebuie să îi apreciem și să nu-i uităm, să-i vizităm, în special când sunt în viață, nu atunci când nu vor mai fi, pentru că degeaba îi mai căutam atunci. Nicolae Tănase a absolvit în 1951 școala de ofician sanitar din Cluj. În satul natal și-a practicat meseria până la pensie. Infirmitatea cu care a rămas din război la piciorul stâng nu a fost o barieră pentru el. Cu bicicleta, uitați. Cu bicicleta. Pedala doar cu piciorul drept. Da. Da, da. Și pentru că a scos pedala cealaltă, de la stângul, și a pus un fier pe care își sprijinea piciorul. Și așa mergea. A mers până la 90 și ceva de ani pe bicicletă. La 21 de ani a fost înrolat. A ajuns cu regimentul 34 Infanterie până la Cotul Donului. A luptat și pe frontul de vest, pe 19 martie 1945, fiind grav rănit în Munții Tatra. Nicolae Tănase a zăcut în spital un an și jumătate. Când nimeni nu-i mai dădea nicio șansă, a fost salvat. Era ajunul 46. A venit de la legația americană de la București doi medici. V-a promis americanii ăștia câte o penicilină. A venit aia la nouă, era acolo. Și pe doamna Oprescu a instruit-o cum să face penicilină. Era două borcane, scria pe ea SUA, Statele Unite Americane, și 1 milion de unități. Când se uită la capul pasului, temperatura se e 7,8. Și vine și profesorul și dă mâna, mă zice, a scăpat, dă mâna aici. Uite, așa e, dă mâna, cum o să. Anul acesta de Ziua Veteranilor, domnul Nicolae Tănase a primit un pachet cu cadouri și iată, este semnat de un soldat american. Ca să vedeți că destinul nu este întâmplător. Nicolae Tănase ne îndeamnă să privim ziua de azi, dar și viitorul, prin ochii și speranțele lui. Eu zic că sunt mulți ca mine. Mai sunt. Mă, sunt oameni buni. Și care își face datoria. Sunt.